Mi s-a întâmplat, dragii mei, să mă întâlnesc cu oameni la evangelizări, în public, în privat, și să-i întreb, dacă mor la noapte, unde merg? Știți ce mi-au spus cei mai mulți? Dumnezeu știe! Dragii mei, dacă eu iau acasă o plasă de cumpărături și merg în mașină și în timp ce mă îndrept spre mașină, vecinul meu iese din casă și mă întreabă, Domnul Cristi, unde mergeți? Și eu îi spun, Dumnezeu știe, ce părere aveți despre mine? Când am mii de posibilități, pot să mă duc la finanțe, în parc, la casa de cultură, la primărie, pot să mă duc în mii de variante și în mii de posibilități. Știți că dincolo sunt doar două posibilități? Rai sau iad? Și Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei, ultimul capitol, spune așa în ultima lui scrisoare: m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea, de acum Dumnezeu știe ce-o fi, habar n-am unde mă duc, așa spune. Dragii mei, fac o paranteză la mesaj. Ne sărbătorim Sfinții și nu e un lucru rău să ne amintim de Sfinți. Dar m-am uitat anul trecut când muncitorii de peste drum de mine au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul în august. M-am uitat la ei și au zis, Domnul Cristi, am oprit betoniera. Zic, mă, dar de ce ați oprit betoniera? De ce nu mai lucrați? Păi zice, e sărbătoare, mă! Bun, dar cum? Ce faci când e sărbătoare? Citești Biblia? Merg la biserică? Nu, zice, spargem bergambir, fumăm Marlboro. Oameni buni, voi vă dați seama diavolul cum urlă de bucurie când vede în ce înșelare suntem? Noi ne amintim de sfinți spărgând bere. Ne amintim de sfinți, de oameni care au trăit frumos, trăind în păcat. Sfântul Apostol Pavel a spus așa, de acum mă așteaptă cu luna pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Nu numai mie și ție care ești aici astăzi.